El le-a iubit tuturor nespus și viața pentru ei și-a pus. Și pentru mântuirea lor, plându-l dar mai când l-am întâlnit, cu spini eram potopit, într-o lățime de pomor, plându-l păstor, când l-am văzut, l-am întrebat, cine sunt cei ce te-au scuipat? Atunci a spus, și mi-a răspuns Iisus, știi, cei ce mi-au pus unii de spini, sunt oile ce le-am pus lor, un vânt păstor, un vânt păstor. Iar cei ce mă lovesc zurba, sunt oile care te brați. Le-am dus la câmp și la izvor, ca un vânt păstor, ca un vânt păstor. Tăcuși ochii lui senin, de lacrimi limpezi erau plini, în geale mila oilor, plându-l păstor, plându-l păstor. Și atunci oile au venit, pe cruci în sus l-au răstignit, iar el plângea
jos se scoală. Cu ceea ce a purtat Iisus pentru noi, pentru mântuirea noastră. Și îmi spun atunci, da, merită. Și merită pentru că, uite, dumneavoastră, cei care sunteți aici astăzi, dumneavoastră ne dați nouă celor care suntem aici și am venit cu drag și cu tot sufletul deschis către dumneavoastră, ne dați putere. Și pentru asta vă mulțumim și ne închinăm în fața dumneavoastră. Emoțiile la noastră de spectacol sunt mai mari decât oricare alte spectacole. Pentru că acum aducem laudă celui care pentru noi s-a jertfit. Aducem laudă lui Dumnezeu, aducem laudă iubirii. Cel mai important, o spun de atâtea ori în toate spectacolele mele, este să fim buni și să ne iubim unii pe alții, pentru că asta își dorește Dumnezeu, pentru că gândiți-vă cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât a dat pe unicul său fiu, iar acest unic al său fiu a venit în lume și chiar pe cruce, când era scuipat și batjocorit și slăit de puteri, a zis: Doamne,
iartă-i că nu știu ce fac. Chiar și atunci n-a purtat ură nimănui. Și noi de multe ori, poate la cea mai mică provocare care ne lansează cineva, noi tindem să fim răi, să-i răspundem cu aceeași monedă, dar el ne spune nu. Întoarceți și obrazul celălalt. Fiți smeriți și iubiți-vă. Asta cred că își dorește Dumnezeu de la noi. Și dacă ne-am iubit cu toții, cred că n-ar mai fi toate câte ar fi. Mi-aduc aminte că acum ceva timp, aici în sală, tot la un spectacol de o moarte, dacă nu mă înșel, îl aveam alături și pe unul dintre unchii mei buni, care acum nu mai este, dar este soția lui, mătușa mea, și mulțumesc că a venit. Și nu am știut atunci că a venit și el. Și la câteva zile, eu nu l-am mai văzut. L-am văzut înainte a spectacolului, după vreo câteva zile, iar atunci la spectacol nu l-am văzut și după câteva zile am auzit că nu mai este. Așa că vă spun, prețuiți-vă atâta timp cât vă aveți unii pe alții. Și iubiți-vă. Dragii mei, eu nu sunt preot. Mama a vrut asta. Dar sunt un om simplu, la fel ca și dumneavoastră. Și am credință. Cred că am credință. Câteodată când nu cred, zic, Doamne, ajută necredinței mele. La fel vă spun și vouă. Dumnezeu să vă ajute necredinței dumneavoastră. Le mulțumesc acestor oameni minunați, domnului profesor Claudiu Simon. M-a îmbrăcat cum a putut mai bine cu această armonie. Îți mulțumesc din suflet. Mulțumesc domnului de la sunet. Și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Vă pup și vă iubesc. Mulțumesc și eu, asta vreau să spun, doamne Angela, vă pup de fiecare dată pentru cuvintele frumoase. Mulțumim și te așteptăm cu drag orice în spate la sala proprie pentru a bucura publicul. Doamna Angela mi-a făcut și săptămâna trecută, duminica, o lansare, o invitație la biserica din Dăros, unde n-au mai fost din liceu și au trecut mulți ani de atunci. Și mă bucur că am revăzut pe oamenii de la Dăros și nu oricum, ci într-un cadru foarte intim, acolo în casa lui Dumnezeu. Și mă bucur să vă revăd din nou și vă mulțumesc pentru tot. Doamne ajută! Atâta vreme cât putem aduce bucurie pe chipurile și în sufletele oamenilor, cred că suntem și noi mulțumiți. Se spune că adevărat